Salutare! Astăzi vom pregăti marinata de un purceluș în lapte, care o să-l facem la prozap, avea peste 2 zile. Ingredientele care eu le voi folosi pentru marinata sunt în felul următor. 4 litri vin roșu de casă, neapărat de casă, de ciotă, cum se spune. Praz, o bucată, 5-6 ardeiuți, mentă, cingru, salvie, usturoi verde, boabe de mustar, coriandru, 2 plicuri, tarhon uscat, 2 plicuri la fel. Aici eu mai am un fel următor. Chimen, care nu se pun mult, doar de gust așa, cât e între 3-4 degete. Boia, piper negru, boabe, boia dulce, afumată, foi de dafin și usturoi cam un kg, un kg jumate. Care, după ce le amestecăm toate, să mai punem 12 litri de bere, bine zic, da, 12 litri de bere. Hai să vedem ce iasă.
pentru purcelușul la proțap, se pregătim și 3 uleiuri aromate. Eu unul din ele l-am pregătit, pentru că astăzi voi face și paella. Este un amestec de ulei de măsline, pătrunjel și usturoi. Următorul, ulei de măsline. Pastă de ardei iute. Nu foarte multă, eu nu mănânc foarte picant. Da. Adăugați pe gustul vostru. Și pastă de ardei dulce. Eu o să lăsăm macerat. Pentru simplu fac că o să fac purcelușul doar mâine. Deci asta rămâne la macerat. Următorul ulei aromat, din propriu spus. Aici se adaugă miere, care trebuie să mă traduc. Miere, coniac și căței de usturoi. Și acum vom începe cu cel de-al treia, ulei, aproximativ ulei aromatizat. De fapt este o miere cu ulei. Coniac. Uite așa. Și aici eu am usturoi verde, care să-l folosesc. Și e gata și atâta ulei aromatizat. Cu care se vor unge porcușorul când va fi la proțap. Așa arată purcelușul nostru cam după 3 ore de gătit, 3 ore jumate. 3 ore jumate și pui am pus exact tot atunci. Făcut departe la un foc destul de foc mediu. Și pe lângă am făcut un sos de ciuperci.